Bună ziua și bine v-am găsit la Fotomania. Astăzi vom continua seria interviurilor de care vă spuneam emisiunile trecute și o am alături de mine pe Galia Dan. Bună, Galia! Bună! Și îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Cu mare drag. Am să te descriu câteva cuvinte să-mi spui dacă am sau nu dreptate. Noi ne-am cunoscut acum vreo 2 ani la o prezentare de la Wedding Staff și ce m-a plăcut încă de atunci e faptul, mi-aduc aminte prezentarea, spuneai tu că ești vintage sau nu știu cum. Mi-a plăcut foarte mult ideea ideea unui fotograf care s-a apucat la o anumită vârstă de fotografie și numai că a făcut lucrul ăsta, dar a găsit în fotografie ceva ce îi lipsea, corect? Corect, foarte corect. Poți să te întreb la ce vârstă te-ai apucat de fotografie? De fotografie, efectiv, am în... La modul serios, nu? La modul serios, da. Ok. Dar, poate contează și treaba asta. Am cochetat cu fotografia în facultate până am pierdut aparatul și altul nu mi-am permis să-l mai cumpăr. Și apoi am început să fotografiez la 47 de ani din nou. Atunci chiar serios am intrat, am început să fac școala populară de artă, 2 ani de zile, cu Viorel Neagu. Și foarte multe workshop-uri am mers de peisaj cu Toma Bonciu, căruia îi sunt tare recunoscătoare. Și o întrebare până nu uit. Ce îi spune tu unui om care la o anumită vârstă, 40, 50, poate să fie 60 de ani, și zic asta din propria experiență, că sunt mulți care vin, se înscriu la școală și unii parcă sunt așa, dom'le, dar toți prietenii m-au spus, ce trebuie ție la vârsta asta fotografie? Adică la modul, ideea de a te apuca la o anumită vârstă, dacă nu mai ești adolescent, ca și cum gata, s-a terminat viața, cum să o iei de la capăt să faci fotografie, chiar și la un nivel, măcar la un nivel pentru sufletul tău, după care poate iese ceva la, nu știu. Asta este un subiect care, dacă îmi dai drumul, ar trebui să-mi pui după aceea la lucruri cu vârsta. Vârsta e o cifră, sau cel puțin eu așa o simt. Și aș încerca să convinc pe toată lumea că vârsta este doar o cifră. Cred că e important să te descoperi la orice vârstă. Că e mai devreme, că e mai târziu, eu cred că este bine oricum, pentru că mergem așa prin viață de multe ori doar bifând niște lucruri, niște ținte, fără să ne cunoaștem foarte bine. Pe mine fotografia m-a ajutat foarte mult. M-am redescoperit, pot să spun, prin fotografie. Faci fotografie și de eveniment, dar nu foarte mult. Chiar vorbeam unei de emisiune, că amândoi suntem la... Facem exact cât să... Fac atât cât să nu refuz prietenii, cunoștințele care vor să apeleze la mine. Eu, datorită jobului, că sunt wedding planner, vin în contact cu mirii, miresele și atunci implicit. Cât te invidiază, știi că problema fotografilor de nuntă când se apucă tocmai, cum să intri în... Iar tu fiind wedding planner, ai avea o... Da, nu iau foarte multe nunți pentru că se bat cap în cap aranjamentele sâmbăta cu fotografiatul, dar reușesc să le duc. Am făcut și botezuri și nunți și alte evenimente. Eu m-aș intitula mai degrabă un fotograf, nu neapărat de peisaj, un fotograf de travel. Pentru că îmi place foarte mult să călătoresc, da, foarte mult. Adică la mine volanul, aparatul și călătoria se îmbină foarte bine. Și deci, practic, mai pe sufletos sunt peisajele, fotografiile cu oameni? Natura, în primul rând, pentru că mă conectez cu natura și pentru mine este esențială treaba asta. Am stat, până am ajuns la fotografia de eveniment, am stat departe de oameni. Niciodată n-am înțeles de ce, apoi tot studiind ce fac alți fotografi de portrete, mi-am dat seama că nu este un lucru ușor. Deci fotografia de portret este foarte grea. Păi eu am spus tot timpul că e cel foarte mai grea, cel deci mai greu gen de fotografie. Ca să te auto-intitulezi fotograf de portret, trebuie să muncești foarte mult. M-am uitat la fotografii ruși și... Ce zis, bine să stă, da, a zis că e bine să... Da, pe asta e o concepție oarecum neapărat greșită, nu știu cum să-i spun. Multă lume are impresia că portret, de fapt, trebuie să fotografiezi omul și atât. Adică nu. Portrete să scoți... Trebuie să știi să stăpânești foarte bine lumina. Da, eu n-am spus, la dincolo de lumină și partea tehnică, mie partea cea mai dificilă la portret mi se pare să dai masca aia jos și să surprinzi. Să reușești să te conectezi cu asta, partea asta persoana din fața ta. Psihologică, partea de lumină se învață. De multe ori, tehnica, oricine o poate învăța foarte bine, eu știu prea bine chestia asta. Dar partea de conexiune cu oamenii aia, nu poți să o înveți, poți să... Te uiți cum face altul, dar la un moment dat, dacă nu ești... Nu, este greu. Am încercat să fiu în rolul celui care este fotografiat și nu am reușit să dau masca jos. Și am încercat cu prieteni care mă cunosc, am încercat cu fotografi prieteni. Au trebuit vreo 40-50 de cadre ca să pot să aleg una care mă reprezenta, pentru că în rest nu eram eu. Corect. Și, practic,
te poți apuca oricând de fotografie și mai mult decât atât, fotografia este o terapie pentru suflet. Tu ai dus chiar mai departe ideea asta și organizezi niște chestii foarte, foarte faine. Workshop-urile alea, dar te răspunde să spui, fotografie și dezvoltare personală sau? În primul rând, fotografia este o terapie pentru suflet, să spunem, pentru autocunoaștere. Cine are nevoie de terapie să meargă la specialist, adică acum da, să nu se creadă că da, da, dacă ai probleme, te apuci de fotografie. Dar este o formă foarte bună de autocunoaștere. Te ajută foarte mult să te apropii de tine. Și, într-adevăr, împreună cu prietena mea, Tatiana Șoldeanu din Bacău, care e un om excepțional pe dezvoltare personală, de fapt a fost ideea ei, să promovăm fotografia și dezvoltarea personală la un loc. Sunt niște workshop-uri de dezvoltare personală cu focusul pe anumite subiecte. Fiecare workshop are un subiect stabilit. Uh-huh. Nu e vorba de a face fotografie, super profesională sau, știu eu, sunt mulțumită dacă oamenii învață să facă fotografie cu telefonul, ținând cont de niște reguli de estetică mai degrabă decât de niște locuri de compoziție și nu de tehnică. Deci chiar dacă sunt care vin și cu aparatele, nu e nicio problemă, dar insist foarte mult pe treaba asta cu telefonul, pentru că media abundă de munți și cadre care curg ca Dunărea. Uh-huh. Și eu le spun mereu că doar Dunărea curge. Da. Că orizontul e mereu drept. Și uite că acum la Sucevița am avut a 8-a ediție, pot să spun, dacă... Al 8-lea workshop, da? Noi l-am început acum 2 ani de zile. Am început cu 6-7 participanți și acum la Sucevița am avut 22. Presupun că sunt mulți care vin de mai multe ori, nu? Da, tocmai asta este partea frumoasă și fani în același timp, că avem persoane care au venit la primul și atunci tot vin la fiecare. Pentru că locațiile sunt diferite, temele sunt diferite. Poți să dai exemplu niște teme? Am avut workshop-ul cu focusul pe încredere, am avut cu focusul pe armonie, am avut cu focusul pe curgere și locațiile sunt alese funcție de teme. Timpul diferite? Da, aici a fost așa, poate o simplă coincidență cu faptul că eu conceptul cu anotimpul. Da, conceptul ceainării anotimpuri și, în general, anotimpurile au o legătură cu, să zicem. Și, într-adevăr, am avut workshop-uri primăvara, vara, toamna și iarna. Și acum, la Sucevița, am încheiat al 8-lea workshop. Culmea este că a fost și Paul. Da, Paul Pădurariu. Da, a venit și el, am avut chiar emoții, pentru că una e să vină un fotograf profesionist și altceva să... Da, atâta timp cât focusul workshop-ului este cel anunțat, altceva. Nu e da. Nicio problemă. Da. Să învețe chestii de super tehnică. Și chiar sunt chestii foarte cu aplicabilitate în dezvoltarea personală, chiar sunt foarte interesante. Și mai ales că încercăm să explicăm atunci când ești focusat pe ceva, pe un subiect, pe o floare, pe un copac, totul este ca o mantră, să spunem. În momentul ăla nu te mai gândești la nimic. De asta spun că de multe ori fotografia te poate ajuta. Cu siguranță te ajută. Ce planuri de viitor ai în afară de workshop-urile astea? Știu că faci mereu când vorbim, mai aflu că mai faci încă un milion de lucruri. Acum aștept să depășesc Sibiul. Da, ne vedem la Cupgalia, vă vedeți la Sibiu, la Shootless, pe 12-13 aprilie. Cu siguranță ne vedem, că nu lipsesc niciodată. Sunt... Așa. Am un vis. Visul meu este să adun așa o mână de 12-13 fotografi de nuntă pe care să-i scot într-o tură foto la răsărit. Da. În rest, îmi doresc și un studio foto. Păi și? Ce te oprești? E în lucru? E în lucru, da. Mă gândeam că îl facem cu ceinării. Nu. Chiar în ceinării au fost foarte multe ședințe foto, ba cereri în căsătorie, ba filmulețe care apoi au rulat la cinema. Îmi spuneai tu că schimb mereu decorul. Da, dintre trei luni de zile. Schimb totul acolo. Schimb decorul, da. Și ce mă mai interesează acum, să zicem, la nivel de fotografie, am descoperit că sunt atrasă foarte mult de fine art. Mie oricum îmi plăcea minimalismul și cred că îmi doresc foarte mult să aprofundez partea asta. Bun, o să ai și expoziție la Sibiu sau? Așa, trebuia să fii surprins. Da? Asta este. Te iei la montaj dacă putem, dacă nu. Nu contează cum e, nu o contează, să fie da. Foarte fain. Aminteam mai devreme de faptul că noi am văzut prima dată acum vreo 2 ani.
În la Brașov, parcă era tot la, la Wedding Staff, o convenție asta de fotografie. Și atunci a fost un moment extraordinar de emoționant, a avut o prezentare foarte emoționantă, în sensul în care ai povestit niște lucruri despre cum te-ai apucat de fotografie. Știu că la sfârșit toată lumea era... Adică a fost o prezentare mai atipică și asta am spus că, în general, recomand tuturor să meargă la astfel de convenții, pentru că acolo întâlnești oameni și povești de viață. Deci chiar dacă nu e ca la un workshop, că vorbește fiecare câte o oră și un pic, deci te inspiră foarte mult prin exemplu, prin ceea ce fac. Și a fost o prezentare mai atipică față de, știu, una standard, în care toată lumea povestește cum a început și uite ce poze nașpa făceam la început la nuntă și acum ce bine le fac. Adică nu doar chestia asta, că din sculer matricel m-a făcut fotograf sau mai știu eu ce. E... Atunci la Brașov... Cum este că atunci n-am avut emoții, cred că acum la Sibiu să am emoții, știi? Prima oară, da. Nu știi ce ți se întâmplă. Abia după aceea, după ce vezi toată sala în picioare, când vezi că colegii, prieteni, atunci multă lume era emoționată, eu nu știam exact ce se întâmplă, pentru că eu sunt obișnuită să vorbesc despre mine. Nu, cred că vulnerabilitatea te face foarte puternic. Tocmai asta este, oamenii nu-și dau voie să fie vulnerabili, și nu au curaj să vorbească despre ei. Stau așa ca într-o cutie. Da, da, povestea măștilor. Uh-huh. Bineînțeles că sunt momente când în viață ai nevoie de câte o mască, pentru că nu poți să fii tu însuți peste tot, pentru că ce ar însemna atunci. Dar în general, oamenii se închid foarte mult în ei. Și chiar și față de familie, de multe ori. Și, într-adevăr, atunci a fost un moment în care speech-ul meu oricum era pe parte motivațională. Uh-huh. Cum zicea Daniel, nu veneam eu acolo să învăț lumea fotografie, el ar fi fost poate ultima, erau atâția fotografi buni, mult mai bun ca mine în sală. Dar, într-adevăr, a fost un moment și de curaj. Au fost atunci, nu știu, vreo 200 de oameni în sală și foarte, foarte mulți bărbați. Și, într-adevăr, pe mine fotografia m-a ajutat foarte mult. A fost o perioadă și probabil, cred că multă lume are perioade dintre astea, a fost o depresie foarte urâtă, până să-mi dau seama că e depresie, am vrut să zbor de vreo două ori de la geam. Și am mers la specialist, am făcut psihoterapie vreo 3-4 ani de zile și mi-am dat seama că trebuie să mă reinventez. Și trebuie să-mi găsesc drumul și calea mea și nu acel drum cu trebuie, așa cum spune societatea, pentru că dacă nu-ți urmezi calea ta, nu ești tu. Și astfel m-am reapucat de fotografie. După ce pierduse aparatul în facultate. După ce pierdusem aparatul în facultate și recunosc că din momentul ăla s-au deschis foarte multe și oportunități, dar foarte multe căi. Apucându-mă de fotografie, a trebuit să învăț foarte, foarte multe lucruri. Și într-o dată viața mea s-a schimbat. În bine. În bine, pentru că atunci a fost așa un boom. Deci după vreo 2-3 ani după ce am terminat școala de fotografie, atunci am făcut și ceainăria, atunci trebuie să recunosc, mi-am făcut primele tatuaje. Foarte bine! Așa, atunci am început să fac și fotografie de eveniment, foarte multe lucruri, pur și simplu s-a schimbat totul. Și acum, practic, prin workshop-urile pe care le faci, încerci cumva să ajuți oamenii neapărat în aceeași Nu neapărat să-i ajut, dar eu am foarte multă energie și asta cred că se simte. Asta se simte. Și toată lumea o simte. Acum că ești foarte, te văd așa destul de... liniștită, dar în mod normal... S-a înbuțit canapea. Încerc să-i fac pe oameni să înțeleagă că, în primul rând, vreau să-i fac să-i apropie de natură. Nu ne mai facem timp să observăm ce se întâmplă în jurul nostru. Păi ne uităm pe Facebook, la poze ce... natură pe Facebook. Natura mai degrabă este o terapie decât, să zicem, decât fotografia. Și încerc să-i fac să se întoarcă către ei. Fotografia este și un hobby bun. Corect. Fotografia te face să fii atent la cum crește iarba, la cum susură apă. Foarte frumos și îți urez mult succes în continuare. Mulțumesc. Ne vedem la Sibiu pe 12-13. Acolo sigur vom fi cu emoții, probabil. Aia strec emoțiile, știu cum e a fost dată pe scenă. După 2 minute ți-a trecut. Deci 12-13 aprilie șutele Sibiu. Și oricum, noi ne mai intersectăm pe la, siguranță, pe la răsărituri, pe la toate lucrurile astea. Și te aștept în zonă. Să mulțumesc foarte mult. S-ar putea noi să ajungem, de fapt, că eu pot să profit și eu de ocazia cu toată emisiunea mea, știi? Să zic, foarte probabil în mai vom fi cu Fotomania Străbată România în Craiova, Sibiu și la Galați și acolo. A, super, cum să nu vin va trebui cu ceaiurile. Vin cu ceaiurile, exact. Să mulțumesc foarte mult pentru mare, prezență, pentru sinceritate. Și ne... vedem data viitoare.